Misiunea noastră, deși frumoasă, este mare și foarte grea. Nu vom putea îndeplini dacă lângă noi vom avea trădători care nu, care nu vor fi aflați. Mancurți care nu cunosc istoria neamului românesc. Dezbinări făcute în cele mai momente grele ale istoriei. Funcționari maci și mirci cu interese ascunse. Delegați ai poporului care scornesc și vămin. Legea curată care nu stă în capul besei. Necăjit norod și voi, cei care stați la straja acestui pământ. Vă poruncesc să fiți uniți. Luptați până la ultima picătură de sânge. Nu lăsați ocupanții să vă doboare. Fiți puternici și credincioși. Astfel veți putea face odată și pentru totdeauna unirea. O limbă vorbim, o națiune suntem, o țară să fim, uniți pentru unire.